E greu. Și provocări de genul ăsta sunt în fiecare zi. Mai mici sau mai mari. Sau în fiecare an. Anul ăsta moare o capră. Anul celălalt se întâmplă că animalele întotdeauna fac câte ceva. Videoul acesta sper să fie un semnal de alarmă pentru toți crescătorii de capre. Un lucru pe care eu l-am auzit pe grupurile de crescători de capre. Aveți grijă că caprele se pot sugruma într-un cap de ață. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat astăzi la noi. Salutare, prieteni! Astăzi am o veste foarte proastă. Și poate că o bucurie pentru acei care urmăresc canalul meu ca să mă disprețuiască sau să mă jignească. Sau cei care ne urmăresc în evoluția noastră cu creșterea caprilor, care sunt geloși pe noi într-o formă sau alta, sau sunt invidioși. Din păcate, video de astăzi e unul foarte trist. Am primit ceea ce este cu siguranță cea mai grea lovitură pentru noi de când creștem capre. Și dacă veți urmări acest video până la final, veți vedea niște schimbări radicale în gospodăria noastră și în activitatea noastră pe YouTube. Video-ul ăsta e la cald, când tocmai am descoperit ceva foarte dramatic și foarte grav. Ce ni s-a întâmplat? Nu vreau să prelungesc acest video mai mult decât e nevoie, dar mă străduiesc să vă transmit din tristețea noastră, dezamăgirea ce o simțim și frustrarea ce o avem în fața inevitabilului. E vorba despre capre, e vorba despre cea mai bună capra noastră, pe care, dacă ați citit titlul acestui video, am pierdut-o. Pentru cei care ajung la acest video pentru prima dată, o să fac o scurtă descriere, poate e prima dată când ne vedeți. Eu și soția mea, Andreea, suntem amândoi crescuți la oraș, eu sunt orădean, soția mea e din Baia Mare, avem doi copii, Victor și Sofia, și ne-am mutat la țară, într-un sat de lângă Baia Mare, ca să trăim o viață mai naturală, să fim mai conectați cu natura și să ne bucurăm mai mult de timp și de sănătate și de tot ce avem în jurul nostru. Ne-am cumpărat o proprietate lângă Baia Mare și de atunci, pe măsură ce copiii noștri au crescut, am adăugat la gospodăria noastră, la început, un cățel care să mai dea alarmă când vine cineva neinvitat, apoi niște găini de la care mâncăm și avem și în continuare găini, mâncăm niște ouă, după aia ne-am făcut curaj și am considerat că e important ca copiii noștri să aibă lapte proaspăt și de calitate și am început să creștem o capră, două, până când anul acesta, în 2023, am avut peste 20 de capre, unele le-am vândut, capre cu iez, cu țap, cu tot ce este și iubim foarte mult caprele noastre. Anul trecut am cumpărat o bivoliță, acum 3 ani l-am cumpărat pe Mânzu Iancu, de care anul trecut, în 2022, ne-am despărțit. Dar avem o bivoliță pe care o adorăm, o iubim foarte mult. Avem și niște stup de albine, cumpărați în finalul primăverii 2023. Deci încercăm să ne gospodărim, să mâncăm sănătos și să trăim cât putem din terenurile noastre, care sunt de aproximativ un hectar în jurul gospodăriei. Atât a fost despre prezentarea noastră. Acum să revenim la partea dramatică. Astăzi am avut o zi foarte aglomerată, cu multe probleme, în multe locații și unele dintre ele le-am rezolvat, altele rămân spre a fi rezolvate în alte zile. S-a făcut ora de mulți, am coborât în jos și am dat drumul caprelor la mulți. Moment în care mi-am dat seama că una dintre caprele pe care le mulgem nu apare la mulți. Vii și tu? Automat ne-am alarmat și ne-am uitat prin curte. În primul rând ne-am gândit că poate o trecut dincolo de gardurile noastre electrice sau pur și simplu o fi rămas să mănânce.
ceea ce nu-i stă în fire, pentru că caprele nu sunt animale solitare. Ele locuiesc împreună, dacă una se bagă în adăpost, toate se cam duc în adăpost. Dacă una merge să mănânce, cam toate se apucă să mănânce în același timp. Însă, în partea asta o puteți vedea pe Cuțu. Cuțu e capra noastră preferată, o să vă arătăm, o fost capra noastră preferată. Cuțu a fost capra noastră preferată și o să înțelegeți motivele pentru care ea a fost preferata noastră. Unul dintre motive și principalul motiv a fost că era cea mai cuminte capră, cea mai blândă, cea mai sociabilă, cea mai prietenoasă. Al doilea e faptul că era foarte frumoasă, estetic, foarte elegantă, foarte bună de mâncare, adică mânca foarte bine și dădea, nu în ultimul rând, printre cele mai importante aspecte, dădea foarte mult lapte, mult peste medie, spre de foarte, foarte bine. Așadar, când am văzut că Cuțul nu apare, ne-am uitat, Andreea a văzut-o de unde era în adăpost și a zis că e aici. Pe când am apărut eu, mi-am dat seama că e ceva grav. Vedeți în partea aia legat de tei, o bucată de frânghie. Videoul acesta sper să fie un semnal de alarmă pentru toți crescătorii de capre. Un lucru pe care eu l-am auzit pe grupurile de crescători de capre. Aveți grijă că caprele se pot sugruma într-un capăt de ață. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat astăzi la noi. Bucata asta de frânghie are vreo 4 metri. Și în locul ăsta, acum vreo câteva săptămâni, o legam pe măriuca, ca să pască partea asta unde caprele nu prea pășteau. Momentul în care măriuca a plecat în altă parte, eu am luat acei 4 metri de frânghie, am făcut așa colăcel și i-am așezat peste gardul ăsta de plasă. Dar frânghia au rămas legată de tei și au rămas întinsă peste gard. Cu siguranță din joacă, caprele explorează tot felul de chestii, mai ales cele colorate, cum e frânghia aia verde. Și din explorarea lor s-a blocat căprița noastră în acea frânghie. S-a răsucit, nu a reușit să scoată capul. Până la urmă și-a pierdut echilibru, s-a așezat jos sau ce s-a fi întâmplat și pur și simplu s-a sugrumat la atâta distanță de legătură. Nu știu ce s-o fi întâmplat, dar cum vă ziceam, e cea mai mare pierdere suferită de noi în ultimii ani. Cei care ne urmăresc canalul știu că într-o fermă de capre, într-o gospodărie care crește capre, într-o fermă de capre, rata acceptată a mortalității este de 5% din efectivul de capre. Asta înseamnă că dacă ai 20 de capre, una cam îți moare pe an. Însă nouă ne-a murit și anul trecut, ne-a murit și acum 2 ani, ne-a murit și anul ăsta Cuțu. Și se pare că cu siguranță frânghia aia lăsată acolo e din neatenția noastră. Însă se întâmplă prea des astfel de accidente și deși noi nu credem în vrăji, în blesteme, în superstiții, deși noi nu credem în superstiții, unii bătrâni spun că, cum îi zice la aia? Cum îi zice la aia? Ce? Când de ochi. Da. Noi nu credem în de ochi, însă, după spusele unora, când cineva îți admiră prea mult un animal sau așa mai departe, se pot întâmpla lucruri grave. Sau când se uită cineva cu ură și cu ciudă. Sau când se uită cineva cu ură și cu ciudă. Am văzut și printre urmăritorii noștri, oameni care ne privesc cu ciudă, ne privesc cu ură, ne las comentarii urâcioase și s-ar putea să fie și faptul că, sigur, noi nu că ne-am mândrit, dar am simțit o bucurie văzând că animalele noastre merg atât de bine, se dezvoltă bine, produc foarte bine lapte, fără, pentru cei care ne urmăriți și știți despre ce e vorba, noi în primul rând nu suntem aceia care să spunem neadevăruri doar ca să ne ridicăm noi în ochii voștri, nu ne expunem animalele și caprele ca să fiți voi geloși, unii dintre voi,
Pentru că vedem foarte mulți care ne admiră pentru sinceritate, pentru hărnicie, pentru felul cum gândim, pentru felul cum ne creștem copiii. Dar cu siguranță dintre oamenii primitivi și oamenii simpli, că da, avem și oameni de la țară care ne urmăresc și poate că unii ne-au privit cu prea mare ură, poate că cu ciudă, poate cu răutate, poate cu dispreț și uite că îi al treilea an, al patrulea an, dacă îl conumărăm și pe Radu, în care noi pierdem animale dintre cele mai bune. Radu a murit după ce a murit Nora. Așa. Am pierdut-o pe Nora, care era capra de a peste 4 litri la zi. Era mai bătrân, într-adevăr. Dar a fost o pierdere însemnată, pentru că Nora era imensă, foarte bună de lapte. Și la fel, cu minte. L-am pierdut pe Radu, care a fost un țap foarte bun. Noi vedem acum ieduțele pe care le-a produs Radu și ne bucurăm foarte mult de ele. Am pierdut-o pe Lily, o căpruță cu anglo-nubian, care ne-a costat foarte mult și ne-a murit anul trecut. Acum o pierdem pe Cuțu, care e cea mai blândă, cea mai cu minte a fost capră și cea mai pe inima noastră, cea mai lipită de noi. Dat fiind acest deznodământ tragic, vom face câteva schimbări, printre care amintim. De acum încolo nu mai facem probă la lapte, pentru că oricum cei mai mulți dintre voi nu ne credeți, deși adevărul nostru și pentru noi e mai important adevărul. Deci probe la lapte la noi nu cred că o să mai vedeți. O să vă arătăm caprele, să vedeți cum umblă, cum merg cu ele la păscut eventual. Și altceva, vă arătăm din gospodăria noastră, vă arătăm stilul nostru de viață și vă arătăm liniștea de care ne bucurăm noi. În momentul ăsta, suntem într-un pic de traumă, suferim pentru această pierdere însemnată și va trebui să o îngropăm, să o ducem undeva, să o îngropăm. Altceva nu mai avem ce face cu ea. Ca să înțelegeți de ce era... Cuțu era la a doua fătare, în floarea vârstei. Și ar fi avut o viață lungă, sănătoasă, poate dacă noi nu ne lăudam cu ea și dacă nu ne atrăgeam atâta ură din partea acei câțiva care ne disprețuiesc. Și repet, cu toată încrederea, nu mă tem de ura oamenilor, nici de invidia lor, nici de ochi, dar datorită acestui mare impas și acestor cicluri de evenimente dramatice, caprele noastre și animalele noastre vor fi de acum încolo probabil doar generic. Da. Și vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru cei care ne cunoașteți ca oameni, care ne admirați pentru felul nostru de a fi și pentru strădania noastră de a fi corecți, de a fi deschiși și de a fi exact așa cum suntem. Vă mulțumim pentru susținere. Dacă aveți mesaje pentru noi, cei care ați admirat-o pe Cuțu, acum aveți ocazia să vă luați adio de la ea. Noi începem să ne împăcăm cu ideea, deși abia cu câteva minute am descoperit-o. E greu. Și provocări de genul ăsta sunt în fiecare zi, mai mici sau mai mari, sau în fiecare an. Anul ăsta moare o capră, anul celălalt se întâmplă, că animalele întotdeauna fac câte ceva. Animalele întotdeauna îți aduc o provocare. Ce? Hai de-a tu poate. Ce? Ce-i sus? Victor, ești bine? Da. Vreau să vă spun ceva. Ce? Nu ziceți acolo lângă Sofia, din câte. Ce zângă Sofia? Acolo, aia în partea aia. Ce? Vreau să vă spun ceva foarte trist. O să ne întristăm, dar apoi o să ne treacă, pentru că nu avem ce face. Da? Ce? E o situație care s-a întâmplat, e grav, e un accident, ne pare rău, ne trece, o să fim supărați, ne culcăm, și mâine ne trezim liniștiți, da? Okay. Nu-i ceva care ne afectează, da? Da. Bun. Cred. Ne-a murit o capră. Cine? Hai să vedeți. Că nu știu ce să vă zic, nu vă mai zic nimic. Haideți în coace. Aici. Uite acolo.
Cuțu. Da. Dar de ce? A fost frânghia acolo, în joacă, cred, sotorul răsăcit și a rămas blocată. A rămas întinsă în frânghie. Uneori se întâmplă treaba asta și la copilași mici, când se leagă, dacă părinții lasă vreun șnur sau vreo ață, copiii se pot juca sau pot să cadă din ea, atenție, în șnurul ăla și pur și simplu mor. Asta s-a întâmplat cu cuțul. Nu cred că e bine să vă apropiați de ea, că e ceva vreme, e moartă. No. Noi acum am aflat-o când am venit la mulți, am văzut că nu a mai apărut și uite-te tu unde era cuțul. Și de mult așa, că e rece, rece, nici lapte n-are și în pulpă. Și n-are lapte în pulpă, decât înseamnă. Poate că a mâncat până pe la 11-12, pe la miază să fi întâmplat treaba asta. Dar și aici, nici nu... Nici nu o vedeai și deveneai acea parte. Numai de nu erai până zonă și auzeai strigând, că sigur o fi strigat ea când a fost blocată. Caprele strigă tare, da. Da? Ne pare rău, nu vi supărați și fiți foarte curajoși că vom avea capre frumoase în continuare, dar de cuțul ne despărțim. Mai mult. N-ai ce să faci. Măcar de muria Dora, aia oricum vrei să o vii. Nu, dragă, nu trebuia să moară niciuna. Asta a fost neatenția mea, dar uite-te că... Da, dar eu zic să dai frânghia aia jos. Păi o să o dau acum, fi sigură. Că nu s-o gândi nimeni, dragă, că cea mai blândă capră va rămâne blocată acolo în... într-un șnur. Știi? Dar cum s-o spânzurat acolo în el? Cum s-o sugrumat? Da. Pe mai înainte ți-am zis. S-o fi în joacă, s-o fi frecat cu capul de frânghia aia. S-o fi scărpinat acolo de pom. S-o fi scărpinat de ea, că e verde frânghia și ea nu și-o dat seama ce se întâmplă. Și s-o răsucit și poate s-o întors și când s-o întors deja e. Dar să vede că s-o zbătut mult, că uite cât e de mult de are pe aici. Păi, sigur s-o zbătut. No. De aia, când vă zic părinții cu șnurul ăla, nu vă jucați, cu fularul nu vă jucați așa, da? Bun, hai că ajungem. Mereți în sus. Și asta este. O trebuie să aflați și voi pentru că... Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu sunteți abonați încă la canalul nostru și vreți să știți despre viața noastră la țară, abonați-vă. Noi suntem orășeni la țară, orășan la țară. Le mulțumim abonaților noștri, le mulțumim membrilor canalului care susțin acest canal lună de lună. Vă apreciem pe toți, inclusiv pe cei care ne lasă comentarii răutăcioase. Eu citesc aproape toate comentariile, cu siguranță pe alea rele și răutăcioase nu le bag în seamă că m-am obișnuit deja. Uneori chiar înțeleg de unde vine frustrarea omului, însă și aia sunt oameni și ei văd lucrurile în felul lor. Mulțumim pentru comentariile voastre. Ajutați-ne cu un like la acest video dacă puteți, dacă v-a plăcut ceva din acest video. Și neapărat să ne lăsați în comentarii dacă vreți să ne spuneți dacă ați avut astfel de pierderi. Și cum vă simțiți? Cum ați trecut peste astfel de pierderi și cum vă simțiți pentru cei care ați admirat-o pe cuțu și v-a plăcut de ea pentru că o filmăm de când era Eduță. Dați acolo un like, foarte important pentru algoritmul YouTube, un comentariu, de multe ori și dacă ne scrieți două litere, e un comentariu care ne ajută și veți primi o inimioară. Mulțumim pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare. Îi cheam pe copii. Îi cheam pe copii. Sofia!
așa. Apropo, haide să vedem ceva. Ce? Hai să vezi. Ce? Păi vreau să văd orice mi-areți acum, că vreau să uit de găpința moartă și de această zi aglomerată și grea. Merg.